Învățătura despre sanctuar are un singur scop, cum să locuiască Dumnezeu în inima ta și a mea. Dar aici avem o foarte mare problemă. Aseară am văzut cum creștinătatea a răstălmăcit templul și a început să facă temple, catedrale. Și l-au închis pe Dumnezeu unde? Acolo, între ziduri, au făcut picturi frumoase și au făcut slujbe și au făcut preoți și au făcut veșminte și au făcut tămâie și au făcut tot. Dumnezeu este acolo, merge acolo, vorbește șoaptă, e Dumnezeu. Nu e adevărat. Biblia nicăieri nu învață așa ceva. Unde se adună doi sau trei, numele meu, sunt acolo cu ei. Și dacă sunt pe stradă, acolo e Dumnezeu cu ei. Pentru că învățătura despre templu nu este ca noi să facem catedrale. Casa Tatălui meu a fost templul din Ierusalim și trupul Duhului Sfânt. Nu exista altceva în Biblie. Dar mai există o răstălmăcire a templului. Și acesta vine mai aproape de noi, de neoprotestanți. Noi considerăm că atunci când cineva se botează, Dumnezeu începe să locuiască în ființa lui. Dacă este așa, mai repet o dată, lucrul acesta e foarte important, pentru că este o altă răstălmăcire a învățăturii lui Dumnezeu despre sanctuar. Creștinismul, și acum venim mai aproape de noi neoprotestanții, noi considerăm că atunci când cineva se botează, Duhul Sfânt începe să locuiască în el. Și eu întreb, dacă este așa, unde sunt dovezile? Că în Biblie eu am mai citit despre oameni în care a locuit Duhul Sfânt. Am citit despre Pavel, am citit despre Petru, despre Ioan, despre Andrei, despre ceilalți care locuia Duhul Sfânt. Care a murit de vreo boală? Care a murit? Niciunul. Care dintre ei s-a rugat și s-a rugat pentru un bolnav sau pentru cineva care a cerut ajutorul și l-a trimis la spital? Care? Niciunul. Petru și Ioan, într-o dimineață, se duc la templu. Și la intrarea în templu, în partea cea frumoasă, este acolo un olog. Și ologul nici măcar nu știa cine sunt ăștia doi. Doar cerșea și întindea mâinile. Veneau oamenii și unul, care le era milă de el, îi dădea un ban. Și la un moment dat se opresc doi bărbați în fața unui olog. Se uită la el, ologul se uită la ei, întinde mâna, și vine răspunsul care e ultimul răspuns pe care vrea să-l audă un cerșetor. Ce nu vrea să audă un cerșetor? Că n-ai bani. Un cerșetor nu vrea să audă așa ceva. Și ăștia doi se opresc în față și zice, argint și aur n-am. Adică ce vrei tu de la noi? Noi n-avem cum să-ți dăm, că n-avem. Nu că nu vrem, nu că suntem noi egoiști și nu vrem și că nu avem încredere. Tu cheltui bani pe țigări și pe băuturi, cum zicem noi cu cerșetoria. Nu dau bani, frate, nu dau niciun bani, că numai bea și fumează, nu dau bani. Bun. Aur și argint n-am. Parcă-l văd, se dezumflă. Păi, dar de ce v-ați oprit, da? De ce v-ați oprit aici? Nu mai, mergeți înainte, că vin alții și îmi dau alții bani, da? Dar avem ceva. Și îți dăm ce avem. Îți spun, în numele Domnului Hristos, ridică-te și umblă. Și omul sare în picioare. Ioan și Petru erau locuiți de Dumnezeu. Aveau dovezi? Aceste dovezi nu erau în așa fel că uneori funcționa chestia asta și alteori nu funcționa. Ăsta funcționa întotdeauna la fel. De aceea, învățătura neoprotestantă că la botez noi primim darul Duhului Sfânt este un fals. Și va fi un fals pentru mine și pentru credința mea și pentru Biblie până nu vor veni dovezile. Dați-mi voi să mai citesc un verset. Se află în Marcu, capitolul 16. Marcu, capitolul 16, zice așa. Marcu, capitolul 16, ultimele versete. Sfânta Scriptură, Domnul Hristos spune cuvintele acestea.
Iată, versetul 17 și mai încolo. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor, cei ce vor crede și evident, pe vremea apostolilor a crede era același lucru ca a fi locuit de Duhul Sfânt, da? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate dragi. Noi astăzi îi trimitem pe ăștia la sanatorii, da? Vor vorbi în limbi noi. Noi avem școli de limbi străine. Da? Bun. Versetul 18. Vor lua mână șerpi? Noi ținem șerpii în cușcă. Da? Se vând șerpi și animale. Merge pe piață și peste tot. Se vând animale în cușcă. Da? Noi avem arme. Avem vaccin. Antiviperă. Da? Dar ăștia vor lua mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși. Unde-s dovezile? Dacă suntem locuiți de Duhul Sfânt. Nu există. Singura concluzie sănătoasă că noi suntem temple goale. Cineva m-a întrebat și mă întreabă de multe ori, de multe ori primesc întrebări de genul acesta din partea unor oameni care trec prin traume, oameni care suferă, oameni care nici nu vă imaginați. Nici nu vă imaginați unii oameni cât de mult poate să sufere în existența aceasta. Uneori stau și mă gândesc, Doamne, este incredibil ca cineva să treacă prin atâtea încercări. Și vine și mă întreabă, de ce permite Dumnezeu în lumea noastră să trecem prin toate acestea? Și ăștia au fost încercați, dar nu prin boli, ăștia nu erau bolnavi. Și ăștia au fost încercați, dar nu prin lucrurile pe care suntem noi încercați. Noi suntem niște temple goale. Ei erau împuși de Duhul Sfânt. Ei erau persecutați. Trebuia să fugă. Erau bătuți. Da? Au naufragiat. Din toate i-a scos Dumnezeu. Totuși, de ce Dumnezeu pe noi nu ne scoate? De ce ne ating atât de multe lucruri rele? Știți ce spune Pavel Corintenilor? Din ce cauză sunt atât de mulți bolnavi și slabi între voi, că sunteți lumești de aia. Dumnezeu nu poate locui într-o inimă lumească. Nu locuiește și punct. Asta înseamnă că noi suntem temple goale. Eu, cel care vorbește, eu m-am rugat astăzi înainte să vin aici. M-am rugat pentru dumneavoastră. M-am rugat pentru ca Dumnezeu să se folosească de unealtă nevrednică. Poate Dumnezeu va găsi cu cale să ne dea ceva, o binecuvântare. Dar sunt un templu gol. Însă cred că există o rânduială în maniera lui Dumnezeu de a mântui. Și într-o zi sper și cred și mă rog ca templul acesta gol să fie umplut de Dumnezeu.